Anul trecut au fost montate pe lotul 4 al autostrăzii A1 Lugoj Deva, zona Șoimuș, de alul Liliecilor, topogane de molos pentru evacuarea materialului rezultat în urma decolmatării șanțurilor în zona Bermelor. De asemenea, materialul care s-a adunat în ultima perioadă a fost îndepărtat, fiind astfel realizată detenționarea și retenționarea plaselor de pe versant. Activitățile de întreținere au fost realizate de către alpiniști utilitari.